Doamne, cât e de scump, Alina, că ai văzut cum îi mufează pe amândoi, vuf, în același timp, și pe Davina și pe Nataniel. Apropo de mufat, vuf, ai făcut de mâncare. Vuf, și miroase, am făcut mâncare. Spune-ne și nouă cum ai făcut. Am văzut că ai luat niște piept de pui. Nu e piept de pui, pulpa de pui. Pardon, scuză-mă. Așa? Pulpa de pui, ardei gras, usturoi, ceapă, ghimbir. Ceapă nu mai e, că am mâncat-o Ruxi. Nu, n-am mâncat-o pe toată. Am mai pus ceapă acum. Așa? Și le-ai pus pe toate deodată sau lapte de ordine? Am pus prima dată pui. Da? Ca să se facă, da. Pentru că așa trebuie să facă. La restaurant așa facem, ca să face foarte bine carne. Și după aia am pus usturoi, ghimbir, ceapă, mai departe. Și după aia am pus legume, cartofi și lapte de coco și apă. Deci un fel de tocăniță așa? Un fel de tocăniță? Da, cu curry. Cu curry, așa. Și îi dă un miros special. Da. Este foarte special, pentru că am gătit eu și am gătit cu iubire. Da, întotdeauna gătesc cu iubire. În fiecare dată eu gătesc cu iubire și am cântat și na. De aia este. Iartă-mă că te întrerup. Dar scrob ai făcut vreodată? Scrob? N-am făcut scrob. Pentru că e praf. Microb. Nu e așa? Ce? Scrob e microb? Nu e microb. Microb ai zis? A, nu e? Ce e scrobii? Nu știi ce? Nu e. Nici eu, dar eu te-am întrebat. Da, minciunele ai făcut vreodată? Dar ce înseamnă? Asta e scrob? Uite! Da! Omeletă! Un fel de omeletă! Un fel de omeletă, da, ouă bătute. Păi omeletă. Omeletă. Asta ai făcut? Da. Da. Minciunele? Minciunele ai făcut? Nu știu. Doar până la Bravo ai stil. Nu e adevărat. Nu, că am văzut, a fost sincer. Presim că nu o mulțumesc cu tine. A fost foarte sincer la emisiune. Prietenie de argint. Păi de obicei sunt sinceră. Tu de obicei ești sinceră? Sunt foarte sinceră și chiar soțul meu zice, nu mai fi așa de sinceră pe televizor. Păi, asta sunt eu! Ce nu e adevărat, ce e foarte Dumnezeu bine. Dumnezeu să fac! Da. Bine, și noi suntem sinceri. Da. Trebuie să fii. Da. Ne întoarcem la concursul nostru. Bravo! Trei cuvinte, dacă vrei, îți aduc mia de lei. Mia de lei. Cuvântul este... Bani! Money, money! Așa se money, money! Lasă-mă, unul dintre dumneavoastră va câștiga astăzi dacă va asculta emisiunea în întregime și va reuși să afle toate cele trei cuvinte, 10 milioane de lei vechi. Nu. Eu n-am voie să am înțeles. Tu nu, eu nu, Vera nu. Știi ea nici atât. Poate știu eu, Tavi Colen! Da. Pe tine nu te iubesc. Bună, Tavi. Te puf frumusețe. Dar ce, vă cunoașteți? E, nu. Păi da. De unde, mă? Cunoaștem de... Vă cunoașteți de fa... Din 2008. Aproape de două zile. Din 2008 ne cunoaștem că, pentru că am avut bucuria, foarte mare bucurie am avut, să o ajut să pun și eu umărul acolo, să câștige un concurs foarte renumit. Ați cântat împreună? Un concurs de talente, da. O singură dată ați cântat împreună sau... Da, nu, am repet... Că nu mă cunoște, ea nu știa cine sunt eu. Și a venit la repetiție, ce să cânt. Bine, nici acum nu prea știe. O, băie, nu pretind să așa. Și am venit la repetiție și a zis, trebuie să cânt cu... Ea nu știa nici bine românește. Da, da, da. Și zici, trebuie să cânt cu... Și eu treceam din gură, nu știa nimic. Și zic că... Dar cine-i fata aia? Am văzut-o că se bâlbezi, fii atent. Te uiți la mine și totul e perfect. O să vezi cum cântăm împreună. Ora am hipnotizat-o, ora am deocheat-o, nu știu să zic. Te-a hipnotizat, exact. Deocheat? Da. Da. Deci a cântat, dacă deci atunci pe vremea aceea am avut foarte mult. Da, mă, dar pe vremea asta ce are? Dar stai puțin că păi, iartă-mă că te cunosc. Tu îți mai aduci aminte ce ați cântat împreună? Am cântat Fata Verde. De la Phoenix, da. Da. Și cum a sunat? Da. Hai că am pregătit. Ia tonul. Dar că deja Fata Verde. Fata Verde cu părul pădure. Fata Verde cu părul pădure. Simți cu iubirea lor vrea să te fure. Noaptea neițesie, zburătorii ca să așa, fie și... Noaptea neițesie, nimeni urma să nu știe. Așa, sora! Bravo! Mă bucur că te-am picat așa. Mai voce pe care le-am auzit în viața mea. Până să repetăm, deci acum am repetat. Mamă, mamă. Da, îți dai seama pe repetate. Pe repetate e mai...
Superb. Dar e talentată și e nebună pe scenă și mi-a plăcut foarte tare. Sunt nebună, da, sunt foarte la nebunie să le arăt. Dar noi când zici că ești nebun pe scenă, înseamnă că ești foarte mișto. Corect, da, corect. Da. Da. Pentru că scena este locul meu de joc. Asta consider mereu. Și cântă absolut orice. Deci eu am rămas șocat. Deci cântă orice, orice îi dădeau, o puneau să cânte. Cânta foarte bine. Nu ca tine, că tu nu cânti manele. Ba, știu că tu nu vrei să cânti manele niciodată. Tu mi-ai zis. Cânt, mă, manele, dar nu vreau. Cânt foarte bine. Când zi-mi un refren. Nu, lasă, într-o altă emisiune. Ai cântat și sârbești, ai cântat în toate. Am cântat și sârbești. Cânt și acum și sârbești. Îți mai cere lumea Iovanco? Da, ai să râzi, îmi scriu. Dar de ce nu cânti piesa aia, Iovanco? Viața mea piesa. Da. Viața mea, am învățat-o. Iovano, mamă, ești vis. Ai ținut de strofa. Grai vârdara sedici, colin belo platno belici, belo platno belici, dușo sferna gore gledaci. Am învățat, nu știu ce zic. Bine, mă, băieți, nu știu ce zic, am învățat din afară pur și simplu de dragul lui, de dragul lor, că era de partea trupa. Păi și voi cânta frumos împreună, acum văd. Da? Bă, de ce ești, mă, prieten cu asta? Da, așa e. Da, am avut... Degeaba. Da, mă, degeaba. Așa lipsă așa de șansă, eu n-am văzut. Da. Puteți degeaba să fii prieten cu mine, uite. Da. Când, dar cu tine sunt tot când cu prieten. Prost. Bă, știi care e chestia? Nu, este ca... Nu-i, mă, aia de te mănâncă pe piele. Râie. Așa. Vezi că te cam mănâncă, mănâncă și dacă încălcâie. Zici prostii, chiar simt că te mănâncă. Că, pac, faci ceva, pac, apare. N-ai ce să-i pac. Noi îl iubim așa cum e, că n-ai. Care bine, stai, mă, dar să știi că este foarte... Adică, nu, noi e gașca, adică, știi care e chestia? Ia. Este foarte cu minte, ai să râzi. Da. Ha, ha, ha! Da. Ha, 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 da, e cu minte. Ha, 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 atitudine pe el. Noi toți acolo în șprițane facem cu tare, mai dă timp în curte, apare Mitoșul. Dați-i și bine o apă. Ce să-ți dăm, mă? Da, uite cine vorbea, că nici tu nu... Nici eu nu, dar... Mai ceva, beau câte un șpriț zic așa. Zic sincer, nu mai aveam la genunchi și de asta... Mai beau câte un șpriț așa, mai... Dar el zice că dă-ți-mă o apă. Ce apă, mă? Tu la ce ai venit? Să bei apă? Dar, repet întrebarea. Care a fost neșansa să-ți apropii un mitoșer atât de aproape? Atent, adică, noi ce iubești tu la el? Noi ne-am zic că nici prieten cu mama. Zi. Noi ne-am cunoscut la... Dacă poți să crezi. Tu mai, și tu 25 erai mic. De ani. 25. Nu, Teo deja era de mult la televizor, nu de mult. Nu, dar era și apuștoaică atunci. Crede-mă. La Euro, la Eurobio, la Bingo, cum îi zicem? Da, bingo da, da, da. Tele Eurobingo Show, frate. Așa, Tele Eurobio, dar nu mai ții minte. Tele Eurobio. Da, 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 da. Hai că vreau și eu să aud, să crezi, vreau și eu să fiu aici. Ne plăcea la un moment dat, aceeași gagică. Așa s-a nimic. A ta sau a lui? Nu era a lui, nici a mea. Era acolo, așa. Eu mă asigur. Bine că ai venit aici ca să... Da, vreau să stau lângă tine, nu? Dar nu era vorba despre ea. Dar așa, nu era născută pe vreme. Și cine a ieșit? Noi nu știam niciunul așa, așa, nici... Bă, dar ăla mă sună și celălalt. Și bă, dar... Bă. Și bă, ne-am confruntat. Zic, ia zi, mă, ce vrei să faci? Și a zis, bă, mie îmi plac. Bine, mă. Ia-o tu. Să fii sănătos. De atunci ne-am mai apropiat așa, ne-am mai... Și ei da, gagica? Nu i-am dat-o că nu era a mea. Ah, da, înțeleg, bă, ascultă, bă. Deci eu am fost cu fata aia și el zice că a lăsat-o el, că bă, tu nu înțelegi, lăsat, bă, tu zi, înțelegi, bă, că mă enervează, că știi că ai o relație mai lungă cu mine decât ai avut cu toate femeile din viața ta? 25 de ani. Da, da. Bine, și eu. Asta voiam să... Am zis că să-mi țin gura, dar stai așa, că nici tu nu stai mai bine. Da. Cred că doar bine, drag și bună, am niște întrebări așa care au legătură cu noi și stare curios ce o să răspunzi cu noi cine? Cu noi doi. A. Da. Jocul se cheamă Spune-mi adevărul. De asta m-ai chemat la emisiune? Da. Păi, ascultă-mă, în primul rând, te-ai chemat la emisiune și tu ai înțeles că te chem la sală la cum te-ai îmbrăcat. Dar mă rog, nu asta am vrut să zic. Lasă-l, mă, că așa e el mai scurt. Așa e relaxat. Da. S-a apucat de sală, nu mai mănâncă, e cu regim, dar aleargă zilnic 7 ore. Da, nu se vede, dar eu zic așa. Întrebări. Prima. Care este motivul pentru care te-ai enervat ultima oară pe mine? Bănesc că sâmbătă, că atunci ne-am văzut. Ultima, nu aia, nu sunt. Nu. Când te-ai enervat tu cel mai mult? Dar sincer, sincer, sincer. Cred că în fiecare dată. Așa e, nu de nu mai știu. Sincer. Ultima dată m-am enervat? Păi nu, nu te întreb. Sincer? Da. Fii sincer, băi, suntem sinceri, mă. Și ea e sincer. Păi, face că eu mă enervez în fiecare dată când te văd. Aoleu. Am făcut un chef odată undeva. Da. Și a început să mă certe. Da, m-am enervat rău, atunci chiar m-am enervat, dar zic, nu, hai să nu-l bat, că la sorbet. Că pe el nu l-am chemat, zic, bă, nebunule, păi, noi avem nevoie să ne chemăm sau care-i faza? Dacă adică, vine unul, vin toți.
Păi da, nu, dar tocmai el n-aflase. Era între... Nu e mai așa, că și tu ești la fel. Că noi suntem ok, suntem modești, suntem simpatici, suntem așa. Dar nu te duci, chiar dacă afi, dacă nu te sună ăla, nu da. Te duci. Da. Da, dar p- eu m-am enervat, zic, bă, dar tu ai nevoie să te... Adică, ce păi stai, mă, cheamă Bitman, adică... mă cheamă Bitman la tine, tu trebuia să mă chem pe mine, mă cheamă Bitman la tine. Da. Și pe mine mă cheamă Vali, prietenul nostru, mă cheamă la el, sau la Bitman acasă. Și ce? Eu nu mă duc, că nu mă cheamă Bitman. Păi nu, dar poate nu știe și el. Nu mai... Noi credem că... Deci, noi avem... Așa, suntem așa de mare și munită gașca, că noi avem impresia că toți știm a, ce facem. A, da, da. De exemplu, eu știu... Eu știu, acum unde a plecat Bitman. Știu ce a făcut Vali, ce mașină și-a luat. Eu știu... Așa e, că e pe grup, știm toți. Am înțeles. Să unde a plecat Bitman? Nu pot să spun la tine. Unde a plecat, dacă vrei. Unde a plecat, știu eu, nu da mai pe, știu cu cine. Dar pe tine. A plecat. Pe mine ce? Poți? Da. Întreabă-l. Lasă că-l întreb eu. Ia. Care a fost cea mai mare minciună pe care mi-ai spus-o vreodată? Că ești frumos. Da. Ești frumos, da. Ești un băiat frumos, crezi să-i minciună. Care părul crezi, mă zic. Bă, tu eu te știu pe tine. Tu când erai mic, așa aveai părul crezi. Da. Da, l-am avut. Asta a fost? Nu, acum vorbim serios. Da, așa. Hai mă, fii sincer. Ai spus vreodată vreo minciună? Nu. Da, nu. El nu e, mă. Știi cum e el? El dintre toți e cel mai mic. Păi de aia sunt și în gașca asta. Lom, de a, de aia nu are iubită. 46 de ani. Singura chestie pe care, pentru care... Bă, nu mă face, că spun tot. Spune, bă, tot, de ce am venit? Eu am venit să mă fac de râs aici, tu ești nebun. Pentru care l-urechem, da. Este faptul că... Zic? Da, mă, zi-mă orice. Dar zic de ce te, cu ce te pisezi eu la cap. Că să am o relație. Că n-are o relație stabilă. Păi n-a găsit încă, da, de ce nu are relație stabilă? Pentru că n-a găsit încă pe cineva. Da. Eu îl iau la ture zilnic. Mihai, de ce n-ai relație stabilă? Bun, și de unde să găsească? Poți să mă ieși pe mine cu aceeași problemă, dar n-am găsit încă. Când am intrat eu în platou acum, ce întrebare ți-am pus? Cum sunt cu corazonul? Asta, vezi? Păi trebuie să găsesc. Pentru că tu meriți să fii foarte fericită, din câte ne știm noi de mulți ani zile, și eu cred că mai merita să fii să la maxim. Să te audă Dumnezeu. Hai, mergem mai departe. Fii și tu drăguț măcar o dată. Spune-mi trei caracteristici ale mele care mă ajută să atrag o femeie. O femeie normală. Ah, dacă ai zis femeie normală, n-am cum să spun. E un simorom. O femeie. Așa, o femeie. O femeie. Cam greu așa. O doamnă, o domnișoară, o duduie. Păi ești înalt, ești frumos, ai părul creț. Te-am rugat să fii sincer, să fii ironic. Are și el casa lui, deci stă la canon, duce în parc pe domnișoara sau pe la un hotel, o duce acasă la el dacă ar fi acasă să fie. La mine, are o casă frumoasă. Cu mama și căței partea a doua. Aș. O duc la mine că... și n-o bea apă plată multă. Da. Aha. Să te dehidratezi. Ei, mai rămâne lămâia. Dar adică... tu n-ai vicii, Hani? Ba da. Are, bă, un viciu, dar eu nu-l suport. Foarte multe. Da. Are. Dar nu putem să zicem. Zi-l, mă, zi-l, fă-mă de râs până la tot. Are un viciu nasorul de tot. Dacă ăla zero, ai nebunit? Dar nu, asta chiar nu trebuia să zici la televizor. Asta nu trebuia să zici la televizor. Dar lasă că-l dezmorțim. E mai rău decât sfumata, ai nebunit? Care sunt cele două lucruri pe care le-ai schimbat sau le-ai îmbunătățit la mine? Fața. Spatele. Păi băi. Ziceam de bărbată tu? Bă, ești chiar mișto. Nu înțeleg de ce umbli cu oricine, băi. Vorbește mai tare, că nu te aude. La restaurant, chiar... Păi n-ai dus. Știi ce a schimbat la el? Ce? Unul, că l-aș face să țină cu rapid. Poftim? Odată. Da. Tata ținea cu rapid, să știi. Deci, să vă povestesc, doar 10 secunde durează faza. Deci, fiul meu joacă fotbal de când eram mai micuț, așa puțin. Și dumnealui aici, fiul meu, așa, fac o paranteză. Dumnealui este un dinamovist înfocat. Știm? E nebun. Cunoaște. Nașul meu, care l-a botezat pe fimiu, e mai rău a fost e mai rău ca el, și a fost președinte la Dinamo, la club. Și l-a botezat pe fimiu, nu știu ce cu tare. Și într-o seară, tocmai el luase Dinamo pe fimiu. L-au luat să joace la echipă la Under 15 ani. E mic, așa, are 14 ani acum. Băi, deci după ce a făcut mișto toată viața de Dinamo și de mine, a ajuns fiul lui să joace la Dinamo. Da, fiată. Da, mă, ironie. Deci ironia. Așa. Și acum, într-o seară, ca să le fac o bucurie, tocmai ce a dat ăștia echipamentul lui fimiu și scrie pe el. Dinamo, nu ce Dumnezeu era să scrie. Să îmbracă copilul în trening, vine la masă, la terasă. La masă. De ce l-am chemat? Că era meci Steaua Dinamo. Da. Și acum
toți, nu toți țin cu Dinamo, dar mă rog, sunt mulți din Gașo care țin cu Dinamo. Și ei fericiți vă pe film îmbrăcat cu Dinamo pe piept. Bă, în sfârșit, bă, avem și noi unul de-al nostru. Bă, bravo, n-aș ce mi-a mai putea de bucurie. A dat Dumnezeu, în sfârșit avem și noi unul, joacă la Dinamo, e ok, cu tare copilul, bă, veniste de la alt club, nu mai e așa. Și tot jos așa și pac, din bărba în bărba, dă steaua gol. Hey. Noi, eu cu Fimiu, iată în față pe Mitoșeru. Bă, păi, Mariu, nu scrie Dinamo pe tine. Dar tu nu joci la Dinamo? Așa. Dar Fimiu așa bucură. Ba da, dar eu țin cu steaua. Dar copilul foarte dezinvolit. Da, normal. Ce tare. Și Mitoșeru cu o față de... Pe bune, dar tu nu joci la Dinamo? Ba da. Mai ai vreo ultimă întrebare, mai ales că tu știi foarte bine că cel mai mult la tine îmi place Ema. Nevastă-ta. Da, știu cine e Ema. Dintre noi doi, cine crezi că ar minți cel mai bine în fața Emei? Tu. Pentru că eu nu mint. Ai, las. Când ai mințit-o, mă? Pe frunte tău scrie mincinoasul. Așa? Cu toate că, dacă stau să mă gândesc bine, Tavi în ultima perioadă chiar s-a schimbat mult de tot. Și e foarte cu minte. Dezvoltă. E chiar ok. Adică ce, înainte nu era? Înainte, eu vorbesc mai de mult. Vorbesc de acum 6 luni. De când ești cu Ema? Doar de 12. Da, cu 13 ani, era nasola cu 13 ani. Acum... Sau niciodată. Bă, știi ceva? Deci ai mințit-o pe Ema, Nemernicule? Da, am mințit-o, i-am zis că Tavi e chiar băia mișto. Pa, prietenie de 25 de ani. Dar tu ai mințit-o vreodată? Fii sincer în ăștia ani, ăștia mulți. Bă, ce ai vrea acum să spun în fața... Zi-mi o minciună pe care poți să o spui. Una pe care poți să o spui. Habar n-am. Verifici felul în care se îmbracă Ema înainte de a o lăsa să plece pe stradă? Sau să iasă pe ușa? Nu, avem mari certuri cu chestia asta. Mari certuri avem. Pentru că este o femeie, un corp senzațional. Deci este, după părerea mea, e perfectă la corp. Problema, are o problemă. Umblă lălâie. Da, normal. Deci îmi ia hainele. Tu ți-o imaginezi pe Ema la 1,69 m cu sacoul meu de bărbat? Da. Păi da, eu nu suport faza asta. Mi-a zis, băi Mito, niciodată n-am fost cu deci cortul. În schimb, deci se îmbracă lălui cu niște... Deci aseară, alaltă seară a fost la masă, ea într-un sacou, într-un costum superb. Da, ior, frumos. Cu tenis și în picioare. Zic, bă, femeie, nu că las asta, că nu-ți place păi ție. Păi de asta e modă, care dar problemă. Lasă-mă puțin, dar mă cunoaște lumea și pe mine. Mă încerc da, puțin în cartiera. Și eu, toată lumea și eu știe, iau băi, haine de la soțul meu. Cartiera acolo. Bela, dar să face de râs. În schimb, de vreo jumătate de an, ce s-o fi întâmplat cu ea? Ce... Deci se îmbracă atât de mișto. Dimineața se scoală la 5 și până la 6 se pregătește. El nu se machia niciodată. Pregătește pentru Bravo Ice Steel? Deci, ar putea. Nu știu că e alt trus. Ar putea. Dacă, ar nu știu putea. Dacă e loc. Dacă vrea să se simtă bine, să vină cu așa. Da, dar asta era ideea. Ascultă-mă un pic. Știu că te faci de râs și nu e ok, că îl știe toată lumea pe el. Toată lumea zice, uite, iubitul Emei. Îl știe lumea. Păi știu pe Emei. Păi cât ești de rău să-mi te muști de limbe. Îți mulțumim foarte, lumezi foarte mare, mult. Și repetăm cel de-al doilea cuvânt al zilei. 3 cuvinte, dacă vrei, îți aduc Mia de lei cu ajutorul cuvântului. Money. Și în această notă optimistă, exact. Unii te ridică, alții nu, tocmai. Ne întoarcem.